Aici, la Centrul de Cultură și Art al județului Sălaj. Ne bucurăm că deschidem evenimentul nostru cu un moment deosebit. E vorba de întâlnirea cu poetul Horea Bădescu. Un aplauz dumneavoastră. Născut la 24 februarie 1943 la Aref pe Argeș, poet, prozator și eseist, doctor în litere, jurnalist și diplomat, laureat al Premiului Uniunii Scriitorilor din România și a mai multor premii ale filialei Cluj acesteia, al câteva importante festivaluri internaționale, al Premiului Eminescu la Academiei Române și al Premiului European de Poezie Francofonă, membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Uniunii Scriitorilor francezi, membru al Casei Internaționale de Poezie din Bruxelles, membru de onoare al Academiei Francofone și al Uniunii Poeților Francofoni, Horea Bădescu este autorul a câtorva zeci de volume de poezie, eseuri și romane publicate în România, Franța, Belgia, Bulgaria, Macedonia, Spania, Vietnam. Este membru fondator al grupării Echinox și al Societății Culturale și Festivalului Internațional Lucian Blaga. Este comandor al Ordinului Național Român Meritul Cultural și cavaler al Ordinului Național Francez Le Palm Academic. Suntem așadar bucuroși că l-avem astăzi ca oaspete pe domnul Horea Bădescu și suntem în același timp onorați că la ediția din acest an a zilelor revistei Caiete Silvane îi acordăm poetul Horea Bădescu premiul revistei Caiete Silvane pentru întreaga activitate în slujba culturii. În continuare îl invit la microfon pe poetul și eseistul Viorel Mureșan, care va face o scurtă prezentare a domnului Horea Bădescu. Mă bucur că putem să-l sărbătorim astăzi pe poetul Horea Bădescu la această frumoasă vârstă pe care o împlinește, îi dorim la mulți ani și în același timp îmi exprim bucuria că și la a doua ediție premiul revistei Caiete Silvane se duce tot spre un echinoxist. Spun acest lucru pentru că domnia sa nu e un echinoxist ca toți ceilalți. E unul sui generis, așa cum îl prezintă de altfel în cartea despre Echinox și Petru Poamtă. Am vrut să vă citesc un pasaj de acolo, pentru că eu însumi, când îmi făceam ucenicia la Echinox, doar ne intersectam pașii, nu am fost niciodată foarte apropiați. Până lui lucra la Radio Cluj și odată mi-a facilitat o emisiune de poezie lui Emil Horezanu și mie. Atunci am stat de vorbă la studioul de Radio Cluj. Dar nu e de mirare, pentru că iată cum îl prezintă Petru Poamtă în monografia lui despre Echinox. Horea Bădescu nu figurează în caseta redacțională a Echinoxului pentru simplul motiv că la apariția revistei el își încheiase studiile universitare. În realitate a fost dramatic acolo, în spațiul inaugural, deloc inhibat de exterioritatea sa, de fapt formală. Prezență pasională și fertilă a Cenacului, colaborator al revistei, el ne făcea și o bună publicitate la studioul de Radio Cluj, unde era redactor. Nu a aderat retroactiv la mișcare, ci a participat la constituirea substanței Echinoxului, precum și la consolidarea și conservarea ei prin evoluția ulterioară a operei sale.
Horia a rămas ecnoxistul cel mai ortodox, asumându-și până la capăt proiectele originale și refuzând acordul cu contextele culturale publicitar mai profitabile. A preferat clasicizarea în modernism, fiind însă mereu surprinzător, atât prin intensitatea lirismului, cât și prin fervoarea experimentării la nivelul formelor poeziei. Deci cam așa prezintă Petru Poantă și citind eu și făcându-mi însemnări pe marginea acestei cărți, am descoperit și următoarea notă pe care o făceam. Ziceam așa, surprinzător portretul Horia Bădescu, despre care s-a vorbit puțin în critică, dar și în contexte echinoxiste. Notam mai departe, e chiar o revelație pentru cititor. Și am găsit aici, și mi-am subliniat în textul lui Petru Poantă, să reamintesc în aceeași ordine că Horia rămâne singurul ecnoxist care a reușit să publice o carte la o mare editură paiziană, respectiv la Galima. E vorba despre un roman. Deci cam la asta mă restrâng eu din prezentarea făcută de Petru Poantă. Am vrut însă să spun că Horia Bădescu este prin opera sa, prin stilul pe care îl practică, dovada cea mai elocventă a legăturii dintre echinox și cercul literar de la Sibiu. Și în vremea studenției mele, când frecventam adunări publice în care participa Horia Bădescu, citea balade. Ori balada, sigur, e o specie de mare tradiție în literatura română, dar o resurecție a ei a avut loc prin cercul literar de la Sibiu și apoi, la un interval de câteva decenii, a fost reluată această tradiție a baladei, într-un alt fel, desigur, de către Horia Bădescu. Este singurul care cultivă această specie dintre echinoxiști. Mergând în aceeași direcție, aș spune că alți doi scriitori, doi mari poeți cu origine argeșene, îi sunt precursori și se pot face apropieri cu aceștia. Mă gândesc la Ion Barbu și la George Topulceanu. Ei înșiși cultivatori de baladă, fiecare în altfel, dar fiecare dând vigoare acestei specii. Pentru că opera lui Horia Bădescu este mult mai complexă decât poate fi descrisă în puținele cuvinte și în puținul timp pe care l-am la dispoziție, am vrut doar să spun că cultivând aceste specii bazate pe incantația cuvântului, cultivă și forme, poezie cu formă fixă, și este chiar creatorul unei forme fixe la noi, Ronsetti, care este o specie, tot așa, sui generis, o invenție a domeniei sale, o combinație între sonet și rondel. Atâta vreau doar să mai spun că, așa cum se obișnuiește, foarte multe orașe, orașe mari, au poezia lor, mă gândesc în primul rând la Iași, la București, la Sibiu. Ajungând la Cluj, Horia Bădescu este cel care devine, cum să spun, un reprezentant interesat în cea mai mare măsură de poezia acestui oraș. În acest sens, este edificator un volum, o antologie alcătuită de domnia sa, Clujul poeților. Deci este o poezie eminamente citabilă. Aici adună vreo 120 de poeți și români și străini, pe unii traduce dintre cei străini și face o carte obiect, pentru că este însoțită de fotografii. Pe unele le putem recunoaște cu obiective ale Clujului și mai mult decât atât, are o carte întreagă, s-a editat la
La școala Ardeleană, această carte, poeme aleasă și rostite de autor despre Cluj. Deci aici sunt toate poemele despre Cluj, toate sunt ilustrate cu fotografii, cu porți, cu... și multe dintre ele, multe dintre poeme am văzut că sunt dedicate nu numai Clujului ca oraș, ca fenomen, ci unor personalități ale Clujului, personalități literare sau se regăsește atmosfera de la Echinox. De altfel, îmi aduc aminte că în urmă cu 5 ani sau prin 50 de ani de la apariția revistei Echinox, Horia Vădescu a fost, de fapt, prezența cea mai spectaculoasă prin baladele sale despre Mongolia, acolo unde se reface atmosfera primilor ani de la Echinox și toată geneza Echinoxului. Am să vă citesc o astfel de poemă despre Cluj în încheiere, pentru că mai mult o să vă citească domnia sa de bani. Aveam două semne, dar mă opresc la balada Gureșei Pochet. Era într-un april, mi-aduc aminte, prin 1978, aveam un suflet plin de oseminte și îngropat de spargă și unit. La hanul umbrei de ziceam mongolul, cu vinul vechi, cu danf și marafet, veni o oră când mi-am dat oborul iubirii pentru Gureșa Pochet. Sub înselarea mândrelor sprâncene îmi începui întâia temenea, din caligura ei foșnind alene, bobocul nopților îl despuia. Ducea în ochi o cumpănă mâhnită, plecată peste clipele ce curg, și îmi chema căderea nispită cu degete de lacrimi și amurg. Ci unde-i melcul dulce al urechii, dormind în stinsul timplelor culpuși, și unde glasul meu cântând în vechi, poeți învăluitile de pluș, și unde rotunjita lâncezeală a vorbelor ce nu se mai ajung, și unde învinsa sânilor sfială, și unde gleznele cu zbor prelung, și unde, unde a coapselor umbrire, și unde al pântecelui alb egret, ah, unde-i ora dincolo de fire iubirii pentru Gureșa Pochet. Un baladist care continuă tradiția baladei românești, tradițiile, că sunt mai multe în direcția baladei românești, dacă trecem și prin Leonid Dimov, să zicem, dar unul care nu uită să se scalde mereu, să se întoarcă la François Lor și la ceilalți trubaduri. Îi dorim multă sănătate domnului Horia Vădescu la vârsta de acum și mulțumim pentru prezentă. Mulțumesc pe Doamne Mureșan. Evenimentul nostru este organizat în colaborare cu editura Școala Ardeleană de Cluj Napoca și invit pe directorul acestei edituri, domnul Vasile George Dincu, să spună și el câteva cuvinte. Prima parte a discursului, opera lui Horia Vădescu, editată de noi. Mă bucur foarte mult că mă aflu la Zărău și, în primul rând, editura și eu ne aflăm la Zărău, nu știu dacă ați fost informați sau nu, pentru că în acest oraș, în acest județ, este unul din cei mai importanți manageri culturali din România, Daniel Săuca. Pentru el ne aflăm aici. Și anul acesta am făcut și vom face lucruri frumoase împreună. Am sub semnul lui Iuliu Maniu, numai dacă dau un exemplu, și am fost la Bădăcin, am fost la Siget cu această carte editată de Marin Pop, scrisă de Marin Pop, Iuliu Maniu Sfințu de la Bădăcin, în cadrul proiectului nostru editorial în colaborare cu Centrul de Cultură Sălaj.
am publicat această carte, vor urma și altele a părintelui Cristian Borz. Și sâmbătă, la ora 12, la târgul de carte Gaudeamus în Piața Unirii, unde noi coborâm statui de pe soclu, vom încerca să ridicăm un soclu editorial dedicat lui Iuliu Maniu, prin Vasile Pușcaș, Daniel Săuca, Marin Pop, Valentin Orga și alții, vom lansa această carte la târgul de carte Gaudeamus sâmbătă la ora 12. Dacă sunteți în Cluj, vă așteptăm. Acum să vorbim despre domnul profesor Horia Vădescu. Noi la editură facem, precum parafrazându-l pe american, gândește global, acționează local, gândește global, editează local. Local nu a coborât lucrurile când spui acest lucru. Ce este mai frumos decât să editezi oamenii valoroși din comunitatea ta? Și unul din acei oameni valoroși, oameni scritori adevărați, este Horia Vădescu, pe care de când am început o carieră de editor, i-am publicat cărțile domniei sale. S-a vorbit aici de Echinox, generațiile, se vorbește de 80-ism, de 70-ism, de 60-iști, mă amintește asta de un banc. Pentru că generațiile mai degrabă sunt niște funcții, au o funcție sociologică de a încadra anumiți oameni, anumiți poeți. Știu că spunea Casia Maria Spiridonu o anecdotă adevărată. Erau Alexandru Husar, Gabriel Istrate și Gabriel Spiridon erau năsăudenii la Iași, la vârste serioase și erau puși pe treabă, cultivau un exercițiu, cum să spun eu, spiritual folosit în zona Năsăudului și a dumneavoastră, exercițiul bahic, statul la un jinars. Și vine Casia Maria Spiridon și spune, domnilor profesori, au venit 80-iștii. Și zice Gabriel Istrate, 80 suntem noi, el are 82, 83, 85. De aceea îl sărbătorim pe 80-istul Viorel Mureșan la 70 de ani și pe 60-istul sau 70-istul Horia Vădescu la 80 de ani. I-am editat această carte, Rana scursă a fiecărui zile la împlinirea 80 de ani, în 24 februarie, la mulți ani, domnule profesor. L-am sărbătorit cu o zi înainte, 23 februarie la Cluj, a fost bine. Avem editate aceste cărți ale viețuirii, sunt și la un preț promoțional, la 100 de lei, le puteți găsi. Și sunt multe lucruri de spus legate de domnul Vădescu. S-a pomenit de această carte, care are și ediție sonoră. E primul nostru audiobook. În lectura autorului vor urma și altele. S-a vorbit de stilul baladesc, care se regăsește și recenta carte de cameronice. Și trebuie spus un lucru. Se vorbește de poetul Horia Vădescu și, bineînțeles, domnia sa aici s-a desăvârșit ca scriitor, dar ar fi un portret incomplet dacă nu s-ar vorbi și de romancierul Horia Vădescu. Și Ardelene ar trebui să, cum să spun, să-l citească și să-l comenteze și să-l promoveze. Domnia s-a spus, a publicat o carte, Joia Patimilor, despre tragedia românilor de la Lăpuș, după Marea Unire, când a fost masacrați românii în piața de la Lăpuș. Aici este un roman istoric, puțin spus. Un roman al frescă al celor evenimente. Publicistică și mai nou, Horia Vădescu, publicistică, amintiri, memorialistică, mai nou Horia Vădescu cultivă și eseu, care se reflectă și în poemele de acum. Poetul caută miracolul în lume, dar ce faci când lumea sare din temelii? Și această carte, Între Scila și Caribda, încotro, e o carte și doar din Pământul Patriei sunt eseurile, atitudinile lui Horia Vădescu merită citite. Despre
Cartea recentă era spusă fiecare zile. Pot să spun că domnul Horia Bădescu s-a vorbit aici în Viorel Mureș, bine a făcut că a pus accentul pe paradesc, pe poezia cu formă fixă, dar Horia Bădescu are și o poezie de idei, de la silogismele drumului încoace, și în rana scursă a fiecare zile găsim profunzimea acestei poezii de idei. Bineînțeles, o tânguire, un elegiac, pentru că poetul caută o lume ideală, dar lumea în care trăim nu mai e lume. Ce se întâmplă atunci? Ce pot eu să spun în încheiere? Ce poate să facă o comunitate, dumneavoastră, ce puteți să faceți pentru Horia Bădescu sau pentru... Cum să-l sărbătoriți la o anumită vârstă, la 80 de ani? Cum să-i spuneți la mulți ani? Eu am făcut-o spunându-i, nu la mulți ani, așa era, a fost discursul meu la Cluj, nu i-am spus la mulți ani domnule Bădescu, i-am spus la mulți ani și viață lungă cărților sale. Să ajungă în memoria cititorilor, să fie citite și citate și să ajungă în rafturile bibliotecii. Acest lucru îi urez și aici și cred că cel mai frumos elogiu adus unui scriitor este să-i citiți cărțile. Este felul nostru de a-i spune la mulți ani. Și bineînțeles, dacă se poate, să le și cumpărați. Vă mulțumesc, la mulți ani, Horia Bădescu. Mulțumim, Vasile Teodricu. Mulțumim, Daniel Săuca. Te rog. În continuare, ne invităm la microfon pe poetul Horia Bădescu. Domnule director Daniel Săuca, distinși corporați care vă aflați în această sală, domnilor colegi mult mai tineri, mă adresez dumneavoastră elevilor și vă spun cu o formulă pe care am învățat-o atunci când am venit la Cluj, de la dascării mei, o formulă care însemna recunoașterea unei calități deosebite, care e aceea de student, de purtător al șepcii roșii, șepcile roșii de la Cluj, era un îndemn la o studenție și o viață de rectitudine, de politețe, de viețuire colegială și apropiată cu seamănul tău. Și acea formulare, gândiți-vă și dumneavoastră atunci când erai terminat la cursurile sau la seminariile al profesorului de Italia, lui Ion Vlad, Mircea Daciu și atâția alții din Facultatea de Filologie, să spune domnule coleg. Pentru că eram, într-adevăr, colegi care veneau din urmă și care ar fi trebuit să prindă din tot ceea ce ofereau acești oameni, nu numai știința de carte, ci și modul de a viețui. Un mod de a fi în societate care, din păcate, ne cam lipsește astăzi. Mă bucur și vă mulțumesc mult tuturor confraților care sunteți aici. Mulțumesc celor care au vorbit, domnului director, minunatului poet Viorel Mureșan, pentru ce a spus, domnului director Vasile George Dântu, care îi datorie, iată, un braf de cărți editate la domnia sa, și vă mulțumesc noastră că sunteți în sală. Și pentru că s-a vorbit mult despre Cluj, despre studenție și probabil că mulți dintre dumneavoastră veți deveni în curând studenți sau într-o perspectivă ai Universității Clujene, am să vă cer de dăruința să rostesc în fața dumneavoastră două poeme care vin din acest orizont, unul care a intrat în ceea ce s-ar chema mitologia culturală a Clujului, care este brandul Clujului. Sunt mulți care rostesc aceste versuri și unii știu cui aparțin,
alții cum se întâmplă lucrurile care intră în conștiința publică. Nu știu, dar le ostesc. Deci am să încep cu un de juventute, deci înseamnă despre tinerețe, și mai astăzi sunt foarte mulți oameni tineri aici, care spun așa, ascultă cum cântă în pere grume, dezmăți de culori, copaci ursuși, acum te poți pierde pe străzi fără nume, e toamnă nebun de frumoasă la Cluj, acum bagă în turnuri o oră regală, din vechi manuscripte vocabule iesi un ceas, când orașul în haine regală începe să scânte sub dubiu venesc, o stea poți purta noaptea asta pe umăr, poți iubi, poți vorbi cu prietenii duși, poți uita anii care se adună la număr, de toamne nebunde frumoasă la Cluj, și să continui cu o baladă studențească, care spune așa tot despre Cluj și despre Hiloci. Sufletul lui e o carte bătrână, toamna miroase, a peascuri și a arguși, ploile, scandează pe turle limba română, ah, filologi zăpăiații de la Cluj. Amintiți-vă someșul de argint și de fum cu vertebre de poduri subțiri, cum eram noi bărbații de atunci când ieșeam în amur la șpațir, cum eram pe între vechi hârțodari, conjugând somnoroși pe a fi, când prea sprintele clipe ogar ne vânau cu obraj de udurii. Amintiți-vă ora 10 din seara când ies muncitoarele tinere, amintiți-vă pielelor de secare și sărutul din fiecare vinere, amintiți-vă nopțile în noi cartiere cu bărbați obosiți durmind atutun, amintiți-vă spuma halbei de bere, amintiți-vă poemul nebun, amintiți-vă zorile care se îngână în ochii orașului uzi, când ploile scandează pe turle limba română, ah, filologi stăpăiază la Cluj. Și... vreau să vă spun câteva cuvinte care țin despre modul de a înțelege actul literar, de a înțelege ce înseamnă pentru mine poezia, pentru că fiecare dintre noi și aici sunt atât minunați ca un fras care scriu, fac poezie, fac roman, fac critică, înseamnă pentru fiecare dintre ei altceva, dar aș dori să vă spun foarte pe scurt, câteva fraze, mi-am notat aici ca să fiu scurt, să înțelegeți ce este cu poezia mea, ce este cu aceste cărți ale viețuirii, de ce se numesc cărțile viețuirii, pentru că eu cred că viețuirea adevărată este în interiorul nostru, că viețuirea este mai mult decât existența, este de fapt traducerea în orizontul interior a provocărilor pe care existența le aduce în fața fiecăruia dintre noi și, în același timp, încercând să pun întrebări, pentru că literatura, arta în general și poate mai mult poezia, nu oferă răspunsuri. Poezia și arta pun întrebări, răspunsul aflându-se însă întrebările însăși și încercând să-l aducă pe seamănul lui, pe cel pentru care scrie, pentru că la urma urmii, sigur că scrie pentru sufletul nostru, pentru că nu putem face altfel dacă suntem scriitori. Și este modul nostru ceea ce producția literară, dacă vreți cu un cuvânt de destru, este ceea ce care exprimă tot procesul interior în care sunt prefăcute agresiunile existenței, întrebărilor pe care ți le pune existența și pe care încerci să le readuci în expresivitatea poetică. Cu ceva vreme în urmă, Viața Românească a realizat o anchetă în care întrebarea era de ce scrie. Vă răspund cu această ocazie, cu acest prilej, este foarte scurt. Și de ce scriu eu? Și de ce scriu la urmă fiecare dintre noi? Pentru că nu pot face altă. Pentru că nu pot renunța la infinitul tărâm al suferirilor interioare, ale adevăratului viețuiri, nu pot renunța
la a da seama despre lungul drum al sufletului de la o zi la alta, o imensitate de străbătut în care te poți regăsi, pe care o poți traversa, pe care o poți traversa, dar în care te și poți rătăci și pe care o poți pierde, care te poate înghiți, dar care este adevărata povestea existenței tale, miracolul de a fi în lume. Nu pot renunța, cum spuneam, la acune întrebări mie însumi și lumii în care mi-a fost dat să trăiesc. Și numai întrebări, de așa cum precizam, pentru un scriitor numai întrebarea există. Posibilele răspunsuri se află în întrebările însă. Parafrazându-l pe Pascal, întreb, deci exist, exist, deci întreb. Și poate că nimic nu este mai necesar astăzi decât întrebarea, acum că puteți spune nu doar, după expresia lui Marin Preda, viața ca o pradă, ci mai ales umanitatea, omul ca o pradă. Omul prădat de umanitatea lor, cele două fiind interșanjabile în condiționarea lor reciprocă. Rana acestor, ascunsă aceste zile de aici vine, din imaginea pe care ne prefigurează pentru viitor, o specie care uită de sine, o specie care este pe cale să se autodistrugă, o specie care vrea să renunțe la valorile care i-au constituit identitatea pe parcursul mileniilor, o specie care este în stare să arunce în aer, să se arunce pe sine în aer și planeta pentru niște idealuri care nu sunt ale noastre, ale oamenilor, ci a unora din care umanitatea este lipsită de mult și care gândesc în alții. Și mai vreau să vă spun că scrisul nu este un drog, ci nevoia de tine însuți și de celălalt pe care îl convoci să te însoțească în singurătățile tale. Iar expresia latină, nu la tine ține linia, care înseamnă nici o zi fără a scrie o linie, nu ține de grafomanie, ci de un exercițiu de igienă interioară. Scriu pentru că, așa cum spuneam cu ani în urmă într-un interviu, când nu voi mai putea scrie, voi fi deja mort. Și fiindcă scrii așa cum respiri, așa cum ți-e foame și sete, vorbești cu glasul sângelui, fierbând de arșul zacoapselor femeilor mișcând întâlnite pe obrazul morții cu degetul gigantului, scrii, viața începe doar ducă. Și am să vă rog să mai acordați câteva momente, câteva părere, s-au vorbit aici de o specie pe care, după câteva secole, este prima specie cu formă fixă care se creează în poezie, care este rosetul. A spus foarte bine domnul Gheorghe Mureșan, că este mixtura aceasta între sonet și rondel. Și ca să știți ce este sonetul, am să vă recit un roset care este legat de o imagine. Sunt un om rural, vin dintr-un sat muntenesc, deci sunt un om care a crescut, a avut șansa să trăiască acolo unde te poți îmbăia în minunăția lumii care te înconjoară, lume care mărturisește transcendența, fiindcă, așa cum îi scria la un moment dat Goethe, prietenului său, Jacobi, care îi spunea că natura l-ascunde pe Dumnezeu, zicea, natura să-l ascundă pe Dumnezeu ca și cum nu l-ar mărturisi în fiecare clipă. Și fiind rural, nu pot să nu fiu sensibil la ceea ce se întâmplă cu lumea rurală românească, o lume care este pe cale să fie distrusă total, o lume pentru care părintele meu, care a fost membru vacant în Argeș și în zona aceea a partidului care s-a legat de lumea țărănească, Partidul Național Țărănesc, un om care a făcut studiile în Transilvania și care s-a îndrăgostit aici de Iuliu Maniu și așa și intrat în politică, care a făcut vreo două închisori, a făcut și Pitești și Canalul, nu este indiferent cu ce se întâmplă cu această lume și, prin urmare, este un ronset despre țara care spune așa. Castelele îi vezi și nu mai sunt. Parcă ar înghiți un fel de ceață. Fiori împeticiți
năuci de viață, țăranii se coboară în pământ, recensământ după recensământ, cu capul lor progresul din pe sfață, cu țara în vidurile de pe față, țăranii se cofundă pământ, doar florile îi duc la jurământ și trec prin vămile fără de număr, sfinți jupuiți cu cheile pe umăr, țăranii se cufundă în pământ să-și rostuiască alt așezământ. Castelele îi vezi și nu mai sunt. Acum câteva poeme din această carte, care este cartea revoltei mele, cum spuneam, în ceea ce se întâmplă cu omul la acest ceas și, dacă vreți, și a revoltei mele împotriva timpului care trece și care mi-a așezat pe umeri. Mulțumesc lui Dumnezeu că l-am dus până aici, iată 80 de ani. Unde au pierit diminețile în care mi s-a glumecă viețile? Doamne, cum tremură umbrele frunzele nopților, sumbrele, cum se produc ele zilele, proaspete, limpezi, nubilele, tristele care ne trec pragul porții, de care ne leagă soarta și sorții, zarurile pe care o mână străină ne aruncă în frenetica morții spre luncă, o, diminețile, diminețile în care mi se adunecă viețile și lumea nu e doar plânsă de frunze pe care întunericul le duce la buze. Ca un vis a trecut, ca o boare de vânt, când pe cerile scoapte și în țărâna gravidă de noapte înflorește un spin de răcoare și e gândul bolnav de uitare și cuvântul e gânda de sine și te întreb dacă în cer mai bine înflorește un spin de răcoare, ca de apă un strop de sudoare, ca de sine un secol caduc, înapoi toate căile duc sângerând într-un spin de răcoare, doar pustia de muguri și floare, ca un vis a trecut, ca o boare. Laudă trandafirului ucis în cătușele iernii, laudă sărutării date zilei de ieri, laudă celui căzut și celui rămas în picioare, laudă amnezicului și celui ce-și aduce aminte, laudă celui ce-și pierde viața și celui ce-o duce icoana în inima lui, laudă celui frânt de iubire și celui copleșit de patima ei, laudă suferinței și jertfei și mirei, laudă vieții care ne îngăduie ființa în ființa ei nesfârșită. Vinovați suntem de a fi uitat lacrima ploii și a dragostei. Vinovați de amnezia ierbii de răsăriri, de albia oarbă a râului. Vinovați de durerea zilei care se stinge fără a-și aduce aminte de noi. Vinovați de păsările care își uită cuibul și mor în scorbura norilor. Vinovați de busele arse de seta de a spune celuilalt te iubesc. Vinovați de pustia chipelor, de viața ucisă înainte de a fi trăită. Vinovați de mărturisire și de tăgadă. Vinovați de noi înșine, triști negustori, de ceea ce niciodată nu vom afla că n-a fost al nostru. Fără să știm de am fost altoi, trunt drept sau strâmb o rădăcină, în trece prin amuri lumină noi am trecut pe lângă voi, noi n-am uitat cum e să îndoi genunchiul fără nicio vină, dar veșnic refuzați la cină, noi am trecut pe lângă voi. Voi ce născuți să fim noroi, noi ce născuți să fim noroi, noi vinovații de serviciu, precum o travă unui viciu, noi am trecut pe lângă voi, năucii vremurilor noi, fără să știm că am fost altoi. Atâta frumusețe în jur și atâta suferință. Plânsul luminii peste tăcerile pietrei și cântecul ierbii, întunecate rațiunile zilei, întunecate cele ce pleacă și cele ce vin, în podul palmei Rubiconul caută aporiile zarului și totuși atâta frumusețe în jur, atâta chemare a memoriei care uită de tine, de lume ne sătură ție inima,
dar lumea n-are habar de rațiunile ei. Îngăduiți-mă să continui cu două poeme și cu asta idei. Unul este o rugăciune care zice așa: Doamne, lasă păsărilor cerul, Doamne, lasă peștilor pâriul, lasă vântului să-și țină frâul, lasă frigului să știe gerul, lasă, Doamne, firea să se înfire, lasă mintea să rămână întreagă, gura fetelor să fie fragă și de lacrimi ochiul să se mire, lasă soarta să-și urmeze soarta, lasă râmului să-și curgă valea, lasă drumului să-și afle calea, lasă morții să-și arungă moartea, lasă, Doamne, omului femeia, lasă, Doamne, pruncului părinții, lasă vânzătorului arginții, dar luminii lasă-i Galileea. Și în fine, o mărturisire dreptul dumneavoastră, posibil mai dreptul, vă doresc acest poem care nu e decât inima mea bătută în cuie, pe crucea tăcerii pe care urcă ele cuvintele să-și lase în văzduh o semintele, vă dăruiesc aceste versuri stângace în care inima sângerează și tace cu tăcere de iarbă și de țărână, de lacrimă și de fiară bătrână. Vă dăruiesc poemul de care mă tem, de tăcerile lui de blestem, de țipătul lui în care zace ucis cuvântul pe care nici când nu l-ai scris. Vă dăruiesc neuitările și uitările, drumurile nestrăbătute și gările în care aștept tot ce n-a venit și n-o să mai vină cu tot întunericul plin de lumină. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Horia Bădescu, pentru acest recital, zic eu, excepțional, care ne-a strânit atâta și atâta oară să ne aducem aminte de poezie și de poeți. Dacă din partea voastră sunt scurte intervenții sau întrebări, George Buturescu. Distinse Horia Bădescu, doamnelor și domnilor, suntem aici din partea Sărbărenilor, la revistei Folosiți, împreună cu domnul Ionică, fotograful, și suntem pentru activitatea excepțională de ani de zile pe care o desfășoară Daniel Său, ca prietenul nostru și un poet pe care îl respect și mulți alții de aici la care ține. Vreau să spun un la mulți ani, cu voce tare, lui Horia Bădescu, deși i-am spus prin mijloacele mass media și mai ales prin acel la mulți ani cel mai frumos pe care l-a făcut acest om minunat care este Menuț Maximian, deci cu numărul dedicat lui Horia Bădescu, în care m-a rugat să scriu câteva cuvinte și eu l-am lăsat pe cel un adevărat fan al domniei tale, care este Alexandru Zota. Din păcate, el a fost operat, dragă Horia Bădescu, și sperăm că va fi mai bine, pentru că la satul mare are oameni care îl iubesc. Deci, din partea celor de la Poesis, mulți, mulți ani. Vreau să vă spun acum câteva cuvinte din partea mea. Îi sunt dator acestui om minunat și generos, care este poetul, scriitorul, prozatorul Horia Bădescu. Prin domnia sa l-am cunoscut pe Jean Ponce, deci din Franța, datorită acestei întâlniri prin domnia sa, am ajuns să fiu invitat la Festivalul de Poezie de la Set și ne-a apărut cartea tradusă de Jean Ponce, care mi-a sunat într-un telefon, mi-a dat un telefon și mi-a spus: George Buturescu,
Ai vreo pretenție dacă eu îți public o carte aici? Îmi tradusese toată cartea. Fără să spună nimic, fără să... Am, ca toți poeții, așa, sigur că am simțit minunat. Îți mulțumesc și aici public pentru acest lucru și pentru altul, care este așa. Revista Poezii, când am pornit-o în 1990, puțin credeau în George Vulturescu, așa ca și în Daniel Său, ca și voi cei de aici. Marea Bădescu a fost alături de mine. Deci, vedeți, primele numere din revista Poezii, în care și cu poezie, și cu traduceri din literatura universală, încă o dată mulțumesc Marea Bădescu. Și vreau să spun Echinox, Cluj și așa mai departe. Sunt un clujan învederat și eu. Numai că viața așa a făcut că nu am vrut să fiu nici. Dar Clujul adevărat și Echinoxul îi datorează lui Horea Bădescu prin ceea ce a făcut el la cele două mari instituții. Eu le numesc instituții Radio Cluj, unde a vorbit despre Echinoxul. I-a făcut celebri, i-a făcut cunoscuți. Interviuri și așa mai departe. Și apoi festivalul Lucian Blaga, în care a dus la Cluj mari personalități europene. Îi se datorează lui Horea Bădescu. Așadar, și eu și ceilalți dintre noi am cunoscut această mișcare europeană poetică prin domnia sa. Poezia lui el spune cu viețuirea, este poezia ființei, este o poezie în care în spatele unui vers simplu, de o simplitate ca și apele acele adânci, care sunt cele mai vindeți, dar sunt cele mai adânci, este un gând filozofic, este o meditație, o meditație despre trecere și vreau să vă atrag atenția asupra unor poeme dintr-un ciclu care se numesc Drumuri, care mi-au plăcut foarte mult, chiar la o carte a mea despre Lucian Blaga, am preferat să pun, deci, drept moto, una dintre poeziile lui. Așadar, e o bucurie să-l aveți aici și întotdeauna Daniel Său ca știe să procedeze subtil, își deschide zilele care te Silvane cu o mare personalitate, așa a făcut și acum. Nu îl invidiem, că îl iubim toți și pe Horea și pe el, dar știe să facă aceste întâlniri de la Zalău. Eu mă bucur că vă revăd pe voi care scrieți aici la Zalău. Permiteți-mi, am găsit în această carte, și el este vinovat de ea, acest poem, să vedeți că rămânem în acea atmosferă și voi încheia cu acest lucru. Cluj, celălalt cavaler. Până unde se întinde orașul acesta? Cum știu eu că sunt în Clujul meu? Mă întreb venind spre librăria universității. Vitrinele celor deasupra regelui Matias, femeile în par desăvârșite. Ce-aș putea să cânt? Ce-aș putea slăvi? Am scris de dimineață în sările bibliotecii Lucian Blaga despre femei cruciat, femei de treflă, vers purpurii ies deasupra pagini albe precum dintr-un mâl de ape nu ferit. Le-am văzut, le-am iubit. Sau doar am citit despre ele? Uită-te la noi, zice Muri. Nu e important să fim pe străzi, ci să vină din sensul opus celălalt cavaler al ordinului nopții. La masa de la Clubul T, vă amintiți, paharul neîntins al lui Radu Săplecan, Radu Săplecan care mi-a dus prima dată la voi, la întâlnirile de la radio, un om minunat și el, e un sarcofag din care broscuțele ies
sar în balta creierului și o repede. Nu vă fie teamă, sfintiților, moartea nu ne caută. Știe că ne întoarcem de bunăvoie la ea, precum păsările la cuib, la cuibul frigului din versurile neterminate. Azi, Clujul meu a fost cât un imperiu. L-am văzut pe Adrian, pe Pec, pe Horea, pe Bragolea, pe Manasia, pe Azac. Printre cești de cafea erau grănădite revistele, Steaua, Verso, Tribuna și Poesis. Nimeni nu citește când stă între regi. Gloria de-a fi în Cluj întrece finalul oricărui poem. Ce-aș putea să cânt, ce-aș putea să vin. La mulți ani! Mulțumim, George Brutodescu. Menuț Maximiliano, dacă se poate, în două minute. Da. E șerpit drumul de la Bistrița până aici la Zalău. Ne cerem iertare, am ajuns un pic mai târziu. Doar semnalez, pentru că s-a vorbit despre acest supliment, Sunetul Cultural, în care sunt gânduri frumoase ale unor oameni deosebiți despre Horia Bădescu, o poezie de Adrian Popescu, un editorial Irina Petraș și, de asemenea, doar citesc o frază din ce spune președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop. Horia Bădescu s-a afirmat ca intelectual român de plin, capabil să cuprindă specificul național și să se ridice prin acesta spre universal. A cutreierat lumea cu mintea, cu sufletul și cu pasul, s-a validat ca o prezență redutabilă în viața cetății și promite să o facă plin de patos în continuare. Îi dorim sănătate și cât mai multă forță creatoare spre împlinirea frumosului drum care i-a fost menit. Pentru mine personal este un cântăreț al luminii și mă descoper în foarte multe din versurile acestea, un trăitor într-o lumină și un asimilează în același timp lumina și într-o credință. Pentru că, da, trebuie să ne promovăm tot ce avem mai frumos și bunicul meu a fost membru, mă regăsesc cumva și aici, membru în Partidul Național Țărănesc în 1940 și ceva și în același timp vreau să vă spun că cetatea lui Horia Bădescu nu este doar Clujul, cetatea lui este universală. La mulți ani! Mulțumim, Menuț Maximiliano, scriitor din Bistrița, directorul ziarului Răsunetul și președintele Societății Scriitorilor din Bistrița. Dacă mai sunt scurte lor de cuvânt. Aveți un minut, că am uitat ceva. Da, te rog. Trebuie să se primează și să vin. S-a pomenit aici de proiectul editarea în limba franceză a operei poetice a lui Lucian Blaga. S-a pomenit aici de Jean Poncet. El face acest lucru. Legătura între România și între editura noastră care facem acest lucru și coordonatorul acestui proiect, editarea integrale poetice în limba franceză lui Lucian Blaga, este gândită și concepută de domnul Horia Bădescu. Am editat o serie de cărți și Lucian Blaga poate mai târziu, dar este, a început să fie cunoscut în Franța și să fie citit. Editând, fiind dublă siglă, o editură din Franța și editura Școala Ardelean, am putut să promovăm această carte și s-a lansat la saloanele de carte la Paris și este un lucru important. La Sebeș, la Festivalul Blaga din mai, pe surse, serviciile mele de informații mi-au spus că va fi invitat de seamă domnul Horia Bădescu, așa cum este și aici. Va veni și cu o doamnă din... și vom edita o carte a unei mare poete, Beatrice Liber, vom fi acolo. Prin urmare, domnul Horia Bădescu, mă bucur că este cunoscut și apreciat de dumneavoastră și de alte orașe ale țării. Aici despre cariera franțuzească a domnului Horia Bădescu, că a scris direct în franceză o serie de cărți, altă dată. Mai amintesc, este aici Olimpiu Nușfelean, directorul revistei Mișcare Literară, acum 5 ani i-a dedicat o
un număr tematic lui Horia Bădescu și a fost o treabă serioasă. Mulțumesc, Valeria. Mulțumesc, la finalist, Valeria Nicu. Un minut, te rog. Bine v-am găsit, pentru că am o afecțiune specială pentru domnul Horia Bădescu. Revista Apostrofia a publicat un poem, Silogismele drumului, în luna februarie, lună de naștere pe care o împărțim. La mulți ani, domnului Horia Bădescu. Mulțumim, Alice Valeria Nicu, secretar de redacție la revista Clujană Apostrof. Dacă totuși mai sunt și alte luări de cuvânt, dacă nu, la final îl rog pe domnul Horia Bădescu să ne adreseze scurte cuvinte. Ce să vă spun decât mulțumesc pentru că mă aflu aici, pentru că ați avut gentilețea dumneavoastră și confrații care sunt aici de față și tinerii noștri colegi, domnii colegi, să asiste la această întâlnire, să vă spun vă mulțumesc, să vă spun nu domnilor voastre, colegii de breaslă, ci dumneavoastră, dacă mi este permis de la numărul acesta de ani pe care am trecut prin viață, să vă spun, nu uitați niciodată să vă iubiți și să vă respectați limba, istoria, neamul. Sunt atâtea sirene la această oră care se ridică împotriva identității popoarelor, dar e bine să știm că rădăcinile noastre sunt aici, în pământul acesta. Știu și despre, și am fost atâtea ori, despre tragediile de la Ip și Prăznea. Pe aici a trecut primul întregitor al românilor și a câștigat bătălia la Durslău. Sunt atâtea lucruri care mă leagă de acest limes roman care este Sălajul și vă îmbrățișez cu toată lumina poemelor și sufletului meu. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi pentru prezență. O zi bună în continuare și vă așteptăm la celelalte evenimente din cadrul zilelor revistei Caiete Simbolului.